Salutare, prieteni! Bună ziua, prieteni! Suntem pe canalul Alin de la Strehaia. Suntem cu patrona, prieteni, am ieșit pe oraș, am fost la spital de dimineață, am făcut injecția și acum am zis pe patrona să o duc în oraș să vadă și ea lucruri, ce vrea să-și cumpere. Să văd niște mobiliere, prieteni. Patrona vrea să cumpere mobiliere, prieteni, pentru casă. Vreau să cumpăr o masă de aia cum e la neamurile mele, albă, cu scaunele frumoase. Da, patron, o să mergem să vedem masa. Să o cumpăr în bucătărie. Să fac comandă, să mi-o facă, da, pe comandă. Da, sunt foarte frumoase mesele alea. Da, îmi place de ele. E ceva boieresc mesele alea. Da. Suntem cu tata, cu Ion Dileaua. Tata a coborât de la farmacie. Ion Dileaua l-am pierdut, nu știm unde e. Să bea bere, la bere s-a dus. O sticlă, avea în mână o sticlă de bere. S-a dus să mai facă. E obsedat, cât să bei? Să bei o bere pe zi? Hai, înțeleg. Dar nu bea, 3-4 beam. Dar într-una. Ai văzut, nu știe și el o colindă, nimic, l-a spus tatăl tău să cântă și el ceva. Începe cât o dă o vorbe și gata. Nu știu. Atât. Nu știe să cânte? Da. Prieteni, să vă uitați pe canalul Leo de la Strehaia. De seară la 7. De seară la 7. Apare melodia. A scos o melodie cu Luna de Mere. Și următoarea săptămână viitoare are patrona melodie în care cântă ea. Cu apă de măcelar. Este a mea săptămâna viitoare. Să vedeți dacă vă place melodiile, o să mai facem. Dacă nu, ne lăsați mesaje. Da, prieteni, lăsați comentarii. Lăsați comentarii. Unde sunt ăștia? Dar e foarte frumoasă lui Leu. E foarte, am făcut-o cu lăutarul, cu Raipais și cu Marinela. Și cu Ales, fratele lui Mihaela tati. Da, el cântă rap. Are rap. Voce frumoasă, a cântat acolo la Leo în melodie. Da, o să ascultați toată melodia de seară. De la cap coadă. O să fie faină, frumoasă. El o pune toată noaptea în pat și ascultă la ea. Și a mea cu apă de măcelar, mai multe îmi țigănește, să vedem. Da, dar e tare, mie îmi place aia. Da. Ce să facem, prieteni? Facem și noi ce putem. Dacă vă place, ne lăsați mesaje, mai vă facem CD-uri de melodii. Cu acesta, lăutar și lăutărița Marinela, care ai fost, l-a băgat la noi în șatră. Când avem nevoie să cântă, cereți delegație, lăsați mesaje să vă cânt. Să vă cântă din șatră, să ziceți Raifa și Marinela din șatra lui Leo de la Trăiaia lui Patroana să ne lasă, facă și nouă melodie. Și vă face. Da, prieteni, uitați, eu sunt cu gluga în cap, cu hanorac, că mi-e frig. Știți foarte bine, dar nici n-am avut stare să stau în pat. Mai devreme ningea pe aici, pe afară, dar s-a oprit. Fiestul, Aline, nu luați fiestul nici tu, nici tatăl tău. Eu să-mi iau fes. Da. O să iau patronul și fes. Și a venit... Hai că vine... Hai. Uitați-l pe Șavarnescu. Hai să treacă zi în coace. Gata, Șavarnescu, s-a recuperat? Salutăm pe toată lumea. S-a recuperat? Hai, Șavarnescu. Da, da, s-a recuperat. Hai, da. Serios? Da, mă, da. Haide. Hai că merg acum, hai. Ioane! Stai să-l vezi pe unde le-au. Dăm un interviu, Ioane. Cu fratele meu, cu... Șavarna. Cu Șavarnescu. La o cafeluță, i-ai dat ceva să bea? Nu, ia uite, da, cafea. Nu, mă, ia uite, ia uite, eu cafea, el cafea. Cafeluță, cafeluță. Cafeluța, frate. Ce îți place, Ioane, să bei, să o faci? Distrăți ideea asta ce lui Ioane. Dar mai strâmbi Șavarna asta. Păi merge la sală, nu mănâncă. A, de-aia e așa, era gras. Ce fac ei acolo, ea? Aceiași oameni. Ia uite-i. Ia uite și pe Leo. Nu mai nimica de la farmacie, n-are pes în cap. E bine Aline așa, om opera la cap și n-are pes. Și Ion unde-a rămas? Unde-a rămas?
Mine are treabă. Mine are treabă. Ce faci, patroană? M-au zis că pleci acasă. Plec acasă. Ce să fac aici la apartament? Mă duc acasă în patul meu, că am dormit aseară pe canapea. Nu, de asta. Îmi doare spate. Nu zice ce te duci acasă, dă-i adevărul. Bam. Ai treabă, hoatul, perverso. Nu mai vorbiți aiureli pe vloguri. Și cuvinte de-astea, vorbiți ca oamenii normali. Nu vezi ce mă scoate din ce. Dar zile adevărul la oameni. Spun adevărul, mă dusesc să mănânc și eu în bucătărie. Pun o țelă de carne în tigaie să mănânc. Și a venit acolo și m-a stropit cu apa așa pe ochi. Iată, dar prieten. Mi-a stropit pe ochi. Prieten, eu țin la ea pentru că e bolnavă, n-are voie să mănânce din bucătărie la tigaie. Uite, am făcut ciorbă de perișoare, nu mănâncă ciorbă. Nu mănânc și că mănâncă și ea bunătăți. Știți ce de acasă, că mă duc țară de acum de frigider. Șuncă grasă. Nu mai mănânc nimic, gata. O să mor în cimitir să mă duci. Dacă mănânc până acasă. Mâine mănânc acasă. Așa îmi trebuie. Bate joc de mine toți. Nu știu, patronă, și gata, păi pleci. Deci să nu le laptop cu un cartel. Ce am venit să caut masă, să vă iau masă, să vă cumpăr masă, nu mai cumpăr nimica. Să stați cu aia murdar acasă unde e. Masa nu ți-a plăcut, patronă, spune-le adevărul la oameni. Nu mi-a plăcut. Păi și mai. Nu vrei masă. Nu mai mănânc bani, eu mă duc și mă distrez, mănânc. David, să nu mi-l laptop. E mâine Sfântul Nicolae, mă duc la Nergei, la ăștia. Și gata. Du-te, patronă. Ce faci, Mihail, aici? Fac salată. Păi vezi, doamne, să nu iau foc aici. Nu, ia foc, le-am dus acolo, nu te băgat. Păi de ce îți duci, că foarte aia l-am mai lăsat oameni. Păi să-mi mai lăsi tu cu prieteni. Am văzut cu sară, că așa părul la culoare. Tu nu mai Miha? Nu. Să avem încă mai târziu. Vrei să-ți pregătești cina? Nu. Zim. Aline, uite, ciorbă, patrona nu mănâncă. Uite ce vrea, cârnat și șoncă, dar te-ai întors. L-am întors eu. Acum l-am întors. Uitați ce vrea patroana să mănânce, prieteni, uite bine. Uitați ce vrea, șoncă. Păi știu că e bună, dar n-are voie. Nu mai are voie nici patroana să mănânce șoncă. Patroana e supărată, patroana. Te-o dar ursul, eu dar colegul tău. Stai cu leacul. Păi, patrone, cum pleci, mă, patrone? Lasă-mă, Aline, pec, îmi pare rău de tine, că e mama. Bine, da, Dumnezeu, vieți mai bine, păți zărțile, păți tratamentul și Dumnezeu și Maica Sfântă e cu tine. Dacă te duci în București, du-te la Sfântul Luca. Dacă el nu vrea să se ducă, să te duci tu, auzi, să nu uiți. Eu nu mă duc, nu promite pentru mine. Auzi, să te duci la Sfântul Luca. El se duce la Dana Criminara, la Craci ei, să se bagă în Craci acolo. Tu să te duci la biserică, că tu știi. Dumnezeu și rugăciune ne-a pus pe picioare. Că dacă nu era Dumnezeu și Maica Sfântă, muream toți acolo la spital. Ok. Să nu uiți pe Sfântul Luca să te duci acolo. Auzi? Să-ți faci timp și să te duci. Asta e. Stai aici la căldură, nu mai veni acasă, că n-ai ce vine. Vii de Crăciun. Da, patron, n-are rost. N-are rost să mai vii acasă în frigul ăla să vezi pe mamă ta acolo în frig. Că n-a făcut condiție nici mamă ta, nici el. Da. Amândoi sunt bolnavi, nu mai judecă capul lor și al lui mamă ta și al lui. Spune, minte eu, Aline. Tu să stai să nu-ți mănânci viața după proșii ăștia. Că ăștia a dat în mintea copiilor. Stai aici cu copilul tău, cu nevastă ta, la căldură și vii de Crăciun acasă. Ia. N-are rost să mai vii acasă, pește, să mai vii în frigul ăla acolo, să tragi frig, să faci foc cu lemne, nu mai veni deloc, gata, de Crăciun vii atunci, facem atunci căldură și gata. Ce bun eu, ce căldură avem aici, am mâncat și nu stai la căldură ta aici, când ai nevoie în București, du-te în București și mai stai și acolo, da. Stai la socul tău, când e căldură, și asta va. În sfârșit, mă bucur că ți-ai dat seama. Da. Păi, dar tu ce mai recondam pe toți în chimea acasă la aprit? Păi, dar ce să stă cu tine și cu Anca acasă? Păi, tu, eu nu stau acasă! Bă, tu nici ursul nu mai stă! Eu plec la Dana Criminală! Bă, nici ursul nu mai stă nici cu tine, nici cu Anca! Bă, de eu stau cu ei! Stă cu Georgiana!
Uite, mă lângă. Să nu mai comandat pe Uțu și pe Josia. Dar dau mai lângă tine. Unde tu comandă acum? Ăștia sunt amândoi. Să nu mai recomand. Prieten, vedeți că ea comandă acum pe Uțu. Păi Uțu, ce? Dacă vrea să stea cu mine Uțu, nu vrea să stea cu tine acasă, că tu eu mor cu zile. Te trezești de la 7 și strigi de aici. Ești și trezești după masă la pat. Uite, am 20 de milioane în jantă, dacă mai mănânc din ei, le tai pe acasă, le bag pe foc. Trebuia să merg să-i telefon. Și nu-ți dau 5 bani, păi mi-am telefon. Hai acum să merg telefon, te duci cu mine, să dau pe ăsta și să-mi dau toți banii. Da, e pe bune să merg. Hai, te rog frumos, ia-și-mi un telefon, că-ți rog de sănătate. Să nu mai rămână niciun bani, stai băia, care i-ai dat tu 5 milioane să mănânc. De ce să le dau să mănânc acasă bani și nu cunoaște nimeni nimic? Hai, dă-ți toți banii ăia, mănâncă. Mănâncă și ai să merg telefon, că cu ăsta nu mai le supăr deloc. Să dau telefonul ăsta și altul, că telefonul nu face bani. Eu aia să nu ia. Madama l-a lăsat de-a luat cercei și lanțul ăsta. Mă comândea în mall, zbira la mine. Că să nu cumpăr, să nu-mi iau cercei, să nu-mi iau lanțuri, să nu-mi iau galben mii să pun la gât, să îi muncesc pentru el, pentru Anca. Da, galbenii da, le-am dat gălețele de galbeni. Nu mai sunt. Cu două mănuși așa le-am dat lui Anca și lui. Anca n-a fost în țariță lepitură, când eu am fost la spital și a scobit acolo cu el. Nu ia lua Anca jumate din ei să lepitură? Că eu n-am fost acasă, am fost la spital. Dar ai luat tu jumate din ei. Cine a luat și la spital? Eu am luat jumate. Vezi de treaba asta. Că tu le-ai împrăștiat peste tot. Vezi de treaba asta. Tache? Da. Are și mie un cerățel ceva hârtie. Eu de aia pe care la magazine. Trebuie să-i dăm și mie ceva hârtie. Da. Nu ești acum cum e. Și când filmez și eu, filmez, îmi tremură mâna. Prieteni, și filmez pe jos scaunele și nu filmează nimeni. Prieteni, nu filmează nimeni, să mă ajută, mai m-a ajutat ce dreu Mihaela când a stat cu ea. Și Alin, și Ursul acasă. Dar în rest nimeni, el zbeară la mine că de ce filmez. Și banii mei au fost buni. Am dat 70 de milioane pe porci. Am dat pe lemne, am dat pe murători, am dat peste tot. Mi-e strigă, prieten. A fost bine atunci când am dat banii mei. Și de filmat nu mă ajută nimeni la filmare. Da, ei să fie cu bună credință, da, să zică patroana că ia cumpără în casă tot. Acum ce vrea să le cumpăr eu, masă în bucătărie? Eu nu cumpăr nici o masă, nici un scaun. Lasă că renovăm noi bucătăria și casa, nu te mai băgați. Da. Cumpărați voi cum a cumpărat Florin, cum a făcut Florin casa Niterman. Cumpărați și voi tot așa. Cei mai buni capul lui ca votul, mai mult de 100 de ori. Că l-ai judecă creierul bine. Al vostru nu judecă bine. Asta e. Luați mobile, canapele, cum are lumea, țigari. Că-s mobile de la tatăl de 20 de ani. Da. Cu Mihail, spune acolo la urcă, mă. Cu Mihail. Bravo. Mihail. Mă iubești? Nu. De ce? Că nu vreau. Cum fă? Mă oblig. Nu mă iubești? Nu. Nu pot să cred. Asta e. Pe bune? Foarte bune. Zi adevărul. Serios. Ai spus în premieră treaba asta? Da. Cum poți să spui asta? Uite să spun. Da? Bine. O să duc să spun fanii tăi despre asta. Dar nu mă interesează. Bine. Ai văzut eu să-ți scapă bine. Să stăm cu el aici. Hai, hai, mănâncă ciorbă să pleci acasă, Ion, mie. Păi era Ion stăpân pe mine. Era cald de ciorbă. Da, și că mănânci ciorbă, mănânci repede. Da, cum veni de pe drum, obosită. Să-mi dă să mănânc să plec repede. Să rămână el aici să mănâncă banii lui Alin și lui tate, că nu le face nimica, doar le cere să le aducă de la magazin. Să mănâncă banii jumătate la magazin. Filmează, filmează. Pătoară, ce să facem? Cu Fane, ce ne-a ajutat pe acasă, Fane, să nu oprea din bani deloc. Fane, da. Fane nu oprea deloc din bani. Și cadre, ce vezi, că n-ai nimic. Gata, David, vedeți-ne acolo să-i tau eu, hai. Că te-ți încarcă la dădii. Aulă, a făcut mâncărica. Hai, patroană, mănâncă. Mâncă acasă la treia, mâncați, no. Sunt destul de grasă. Sunt destul de grasă, să mor hai acolo. Hai de jocătorul la tachetii. Hai de o cucuriță, ceva. Ai apucat sare? Nu, bagă.
Adu-și o lămâie să băgăm în ea. Ce să mai zic, prieteni, încheiem aici? Bună seara, prieteni! Ne urmăriți pe alte canale. Ai puțin să-l pun și eu părerea mea. Prieteni, am și eu o problemă cu tot cu patroana. Este vorba că patroana, uitați, prieteni, ce mănâncă, uitați! Uitați ce vrea să mănâncă, șoncă și de-asta, de-asta m-am certat cu ea. Cum te dau, e mai bolnavă ca mine, ea zice că sunt eu bolnavă. Să mai trăiesc, să mai trăiesc cu tine. Bă, nu e vorba că mori, să mai trăiesc. Patroană, până nu dai galbeni ea. Are dreptate, Dana, să nu se împacă niciodată cu tine. Prieten, am dreptate că dacă moare, nu am bani să-mi grob. Că îmi trebuie un miliard, două miliarde să-mi grob. Auzi, Dana, să nu te mai împaci cu el. Ia, să spună lui Dana. Să nu te mai împaci cu el toată viața ta. Că acum nu mai este el cum era normal odată. Acum e om, o lav, e om bătrân, nu mai e cum era el odată. Nu mai e omul acesta. Ce să te ții tu la el, tu nu poți. Dacă nu se ține mama lui de el, dar minte. Ia-l, mă. Ia patron, aici mă mânc. Hai patron, să nu mănânc, dacă am spus că nu mănânc, nu mănânc. De ce? Oprește muzica, patroană! La loc. N-avem voie, patroană, doar 5 secunde. Hai, gata, prieteni, v-am pupat. O seară frumoasă tuturor, ne vedem mai târziu.